Bine, v-am găsit! Vă propun astăzi o modalitate foarte ușoară prin care putem converti fișiere audio. Eu personal de multe ori m-am lovit de situația în care aveam un fișier audio, de exemplu o înregistrare făcută cu telefonul, pe care telefonul o salva automat în formatul M4A, și aveam nevoie de fișierul acela în format MP3. Ca să nu mai pierd timpul să descarc tot felul de aplicații pe care să le instalez în laptop, am găsit un site în care încarc fișierul și în câteva secunde am fișierul în format MP3 sau în orice alt format am eu nevoie. Site-ul se numește Online Audio Converter. Aceasta este adresa onlineaudioconverter.com Interfața este foarte ușoară. Eu am aici pregătit un fișier audio Salvat exact în formatul de care vă vorbeam adineauri, M4A. E o înregistrare făcută cu telefonul Samsung și aș vrea ca acest fișier să fie convertit în MP3, să zicem. Am mai multe opțiuni pentru a încărca fișierul. Pot apăsa pe acest buton, Open File, pot pur și simplu să-l iau și să-l arunc în fereastră, sau aplicația aceasta oferă și posibilitatea de a încărca fișiere din Dropbox sau din Google Drive, dacă le avem salvate acolo. Eu o să-l arunc pur și simplu. A început deja să se încarce. Mi-a spus că l-a încărcat. Puteți încărca și mai multe fișiere în același timp. Iar acum voi selecta formatul în care doresc să-l salveze. O să las MP3. Aici putem salva în ce calitate dorim noi. La 128 de kilobytes pe secundă. 192-320. Cu cât calitatea aceasta este mai mare, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare la final. Avem și câteva opțiuni suplimentare dacă dorim să selectăm Simple Rate sau numărul de canale sau tot felul de efecte atunci când începe fișierul audio. De asemenea, putem adăuga niște informații despre această piesă audio, un titlu, numele artistului și așa mai departe. Când am terminat de făcut toate setările, apăsăm pe acest buton, Convert, și în câteva clipe îl putem descărca fișierul convertit în format MP3. Sau putem de asemenea să-l salvăm în Google Drive sau în Dropbox. Apăs download și voi salva în acest folder. Acum avem fișierul inițial în format m 4 și fișierul convertit în MP3. Ce mai putem face? Putem apăsa pe acest buton și ne asigurăm că fișierul va fi șters de pe serverele acestui serviciu online. Pe serverele aplicației online Audio Converter. Sper că v-a fost utilă această informație, acest mic programel, să zicem, această aplicație online. Vă mulțumesc pentru atenție, și vă aștept și cu altă ocazie. La revedere!